Domnule Dâncu, începem discuția de astăzi pe nerespectarea de către politicieni, miniștri, am văzut zilele trecute, a măsurilor anti-COVID. Vedem astăzi cazul domnului Dan Barna, președintele Uniunii Salvați România, care a fost fotografiat în timp ce se afla la o masă cu mai multe persoane, la o terasă. Vorbim despre 7 persoane care se aflau la acea masă, nu purtau mască. Știm că astăzi în România numărul maxim de persoane care se pot afla la o masă este de 6. Ce semnal dau acești lideri politici? Am văzut zilele trecute și cazul ministrului sănătății, domnul Vlad Voiculescu, care a fost fotografiat fără mască de protecție. La fel și Raluca Turcan, care este ministrul muncii. Cum vedeți dumneavoastră toate aceste cazuri și cum percep românii, da, niște exemple venite, iată, de la înalți oficiali români? Am tot încercat să ne explicăm în aceste zile, ultime zile, am încercat să ne explicăm cauza manifestațiilor. Sigur, fără mare amploare, dar au fost manifestații în toată țara. Și unele au fost legate de condițiile generale ale libertății noastre, de faptul că o serie de drepturi au fost anulate pentru o perioadă, libertate de mișcare, chiar libertate de expresie, dacă ne gândim foarte bine la unele lucruri care sunt acum amendate, să zicem așa, dacă le spui. Și cea mai importantă explicație pe care am găsit-o noi a fost faptul că, până la urmă, există o disproporție între comunicare și o disjuncție între comunicare și comportamentul celor de la putere. Este importantă consecvența. Și românii au fost destul de supuși, să spunem, au manifestat un comportament de conformare destul de bun. Eu am făcut vreo 20 de studii naționale privind modul în care oamenii au reacționat la ceea ce a spus guvernul, la reglementările legate de COVID. Totuși, când există o disjuncție foarte mare între ceea ce spun guvernanții și ceea ce fac guvernanții, asta îi enervează pe oameni și îi face să considere că regulile sunt numai pentru ei, nu sunt pentru toată lumea, deci nu sunt importante. Ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă au fost două tipuri de, un fel de violențe simbolice asupra opiniei publice. Una a fost legată de unele expresii ale politicienilor în momentul în care oamenii au ieșit în stradă. Câțiva oameni la început au ieșit în stradă. Unii politicieni au spus că sunt needucați, alții au spus că sunt fasciști sau teroriști. Și chestiunea asta, până la urmă, a fost privită ca un fel de abuz din partea oamenilor și foarte mulți au vorbit despre asta la manifestații, pentru că operatorii de interviu i-au întrebat despre asta. Și o alta a fost cea legată de acest comportament, care nu este conform la ceea ce se spune. Cred că este foarte important exemplul politicienilor și în momentul în care, e adevărat, și politicienii au obosit, până la urmă și oamenii au obosit să respecte regulile. Regula măștii, văd că este discutată și este și discutabilă, pentru că sunt țări, de exemplu, cum este Germania, în care nu se poartă mască pe stradă, ci masca numai în interior, în instituții. Sau în parcuri, în aer liber. Sau în parcuri, mi se pare, de asemenea, atunci când oamenii fac sport, când fac ciclism sau când merg prin parc, mi se pare că nu este chiar normal să se poarte. Dar dacă asta este legea, în mod normal trebuie să facem acest lucru și să respectăm această regulă, așa încât, ca guvernant, mai ales ești obligat să faci asta. Ori venind din partea Ministrului Sănătății, da, care întotdeauna ne-a spus că trebuie să respectăm măsurile, că ne ajută să scăpăm de pandemie, că vom fi liberi, vom reveni la viața așa cum o știam noi dinainte de pandemie. Indiferent de conjunctură, până la urmă, pentru că uneori poți înțelege conjunctura, dar gestul celor care se află la putere este foarte important pentru a confirma forța unei reguli sau necesitatea unei reguli. Și aici guvernul a greșit foarte grav în ultima vreme, chiar dacă par fapte mărunte, mici, dar au o rezonanță simbolică foarte mare în societate. Și dau un material consistent conspiraționiștilor, pentru că se bazează, ce-i drept, pe aceste exemple pe care le vedem în spațiu public. Nu mai vorbim de asta, teoria conspirației, zvonul și toate celelalte care țin de complot și de faptul că există întotdeauna o explicație ascunsă a lucrurilor, toate acestea sunt create de lipsa de informație sau de incompatibilitatea unor reguli pe care le observă oamenii. Incompatibilitatea între reguli. Una spun oamenii și alta fac, sau una este regulă pentru alții, pentru unii și alta este pentru ceilalți. Deci aici se nasc
aceste contradicții, controverse și, până la urmă, comportamente de neconformare.